ziua, dragii noștri ascultători Viva FM! Bine ne-am regăsit și astăzi la o nouă ediție față în față, o emisiune frumoasă, o emisiune cu povești, iar astăzi ne-am propus să poposim pe ținuturile nemțene, să discutăm și să ne aducem aminte de vremea copilăriei și de poveștile lui Ion Creangă și de tot ce vedem noi pe la târguri, toate acele păpușele din lut și tot ce înseamnă poveste, da? De aceea ne-am propus să o invităm alături de noi, dragi ascultători, pe Ionela Lungu, fondatorul Asociației Meșterilor Populari din Neamț. Bine ai venit la noi, la Viva FM, Ionela, mulțumim! Eu vă mulțumesc și bine ați sosit la Humulești, unde este sediul Asociației Meșterilor Populari din Ținutul Neamț. Așa este, Asociația Meșterilor Populari din Neamț, o asociație la care tu și soțul tău, da, sunteți membri fondatori și organizați fel și fel de evenimente și susțineți, da, partea aceasta a tot ce înseamnă populară, tradiție și tot ce înseamnă, da, da. În urmă cu 15 ani, pentru că așa ne-am ales noi, să zic eu și bărbatul meu, soțul meu este Costi Lungu, eu Ionela Lungu, și pentru că amândoi aveam pe lângă ceea ce eu eram cadru didactic la școala Vânători, inginer, el la rândul lui inginer, dar în timpul liber eram... Ne ocupam foarte mult cu lucru manual, cu obiecte pe care le lucram manual. Eu modelam din lut, el făcea măști pe vremea aceea, acum 20 de ani în urmă. Și acest lucru, pentru că eram în echipă, lucram în echipă, ne ajuta foarte mult să ne vină ideea să promovăm mai mult. Adică nu era suficient ceea ce făceam noi. Eu modelam lut, el făcea măști, lucruri și îndemânări care țineau de arta populară. Între timp am cunoscut prieteni care erau la fel meșteri populari, dar țesători, sau doamne care coseau din sat, din Pipirig. Și atunci ne-am gândit, haideți să formăm o asociație de meșteri populari care își propune să promovăm meșteșugurile tradiționale din Ținutul Neamț. Câți, așa a fost la câți început. Meșteri populari sunt în Neamț, Ionela? Suntem 25 din diferite domenii. Structuri, da. pentru că fiecare, știți cum, ca profesorii, sunt profesori de matematică, de română, de fizică, de sport, de muzică, așa și în meșteșuguri. Suntem meșteri populari, dar fiecare pe domeniul lui. De exemplu, eu sunt modelator în lut, nu olărit, este diferență. Știu să lucrez și pe roata olarului. Dar acolo trebuie ca instrument roata olarului. Eu modelez figurine din lut. Și Ionela, de unde ai învățat, te rog să mă ierți, că am așa, da, o curiozitate, de unde ai învățat să modelezi lutul și să faci, citeam aici, faci personajele din poveștile lui Creangă. Am adus două, așa ca exemple. Wow, ce frumoase sunt! Să știți că după ce am terminat facultatea, am recitit poveștile lui Ion Creangă și m-am gândit să fac dintr-un boț de humă personaje din povești, că mi-a ieșit Păcală, că a ieșit eu Smărălița Popii. Sunt boțuri de humă pe care eu le-am dat, i-am numit într-un fel ca poveștile, ca personajele din poveștile lui Ion Creangă, pentru că stăm foarte aproape de casa lui Ion Creangă. Este într-un mod inedit. Până la urmă, meșterul popular, cum mi-a venit ideea, ca să vă răspund și la întrebare, și apropierea de casa Creangă m-a inspirat, citirea, sau de fapt am recitit poveștile lui Ion Creangă și le-am văzut sub un nou unghi, adică deja era matură, deja simțeam altfel umorul din povești. Acum eu nu știu dacă Păcală sau Moșii în Roată așa arăta, dar așa îmi închipui eu că arată. Niciodată nu mi iese la fel Moșii în Roată, dar are anumite caracteristici comune. Deci vă spuneam că eu sunt meșter popular pe modelaj lut, dar în cadrul asociației avem și alți meșteri din domeniul țesăturilor, de exemplu. Avem familia Mihalache de la Bălțătești, care țes covoare, sau Maria Vasiliu, care este croșetează, face podoabe din croșet. La Pipirig sunt câteva meșterițe care la fel țes sau cosi, Marinica Todici. Și tot așa, Ion Albu, care coase și realizează măști tradiționale.
suntem o mână de oameni care Duceți duc mai mai departe departe tradiția. tradițiile. Să știți că odată ce am făcut această asociație, inițial ne-am propus să identificăm meșteri din zonă, să-i descoperim, să-i încurajăm să lucreze. După care am trecut și la nivelul următor. Am organizat târguri, am aplicat pe organizare de târg de meșteri, tocmai pentru a arăta comunității din care provenim, că inițial le-am organizat, de exemplu, la Zilele Cetății, în cadrul la Târgu Neamț sau pe la Piatra Neamț. Ne-am implicat la Iași, ne-am implicat în organizări ca parteneri la organizări de târguri de meșteri. Să știți că meșterii acum văd chiar o diferență cum erau, arătau târgurile de meșteri acum 15 ani și cum arată acum. Unele meșteșuguri au pierit, unele dau semne că vor pieri, nu știu cum să Se vor spun. diminua, da, o să dispară. Diminua, din păcate, ăsta este termenul, e trist, dar asta este realitatea. Deja se vedeau aceste semne de acum 10 ani. La care te referi anume, Ionela, și de ce? Care ar fi cauza? Cauza este foarte simplă, e și logică cumva. Trăim într-un modernism, nu este greșit. Iată, noi acum pe Zoom ne folosim de tehnica modernă, ceea ce este minunat că ne putem apropia astfel și de a ne face cunoscute îndelenicirile noastre, dar trebuie să privim și din trecut, să ne luăm de acolo ceea ce ne identifică pe noi. Să ne dăm seama că existau perioade când meșterul popular era singurul om care poate făcea o pinci la oamenii din sat. Ăla era meșteșugarul satului, opincarul. Altul făcea un mic mobilier din lemn. Omul când avea nevoie din sat, din partea asta de sat, traversa satul și se ducea la meșter și își făcea un dulap sau era meșterul satului. Astăzi nu mai avem nevoie de Facem acest comandă pe meșter. internet, nu? Facem comandă pe internet, ne luăm sau mergem direct, mai dau firme În magazine. în magazine și ne luăm dulapuri. Nu este rău. Deci nu vreau să privesc acum cu o nostalgie nesfârșită cum era odată, pentru că noi nu știm dacă oamenii pe vremuri erau foarte fericiți. Trăiau simplu, dar nu le știm. Trăiau poate în război, poate erau vremuri foarte grele. Dar nu trebuie să uităm, chiar dacă trăim într-un prezent, că practic aici vreau să ajung, trăim într-un prezent, ne folosim de tot ce înseamnă modern, dar accentele din trecut este ceea ce dă căldură unui interior. Este ceea ce ne identifică, ne face să ne simțim mai bine într-un interior, poate unde avem un covor țesut sau măcar un ștergar sau îmbrăcăm din când în când o ie veche. Este respectul pe care noi astăzi îl putem acorda meșterilor și îndelenicilor și meșteșugurilor de altă dată, Da, folosindu-ne de ele. așa este și trebuie să recunoaștem faptul că și tinerii nu mai sunt atât de interesați de aceste tradiții și de aceste meșteșuguri. Și voiam să te întreb, pentru că tu ești dascăl, da, și lucrezi cu copiii, încerci să îi formezi, să le aduci poate informații legate de aceste meșteșuguri și de ce făceau bunicii noștri, bunicele noastre, și Exact, să nu cumva să se rupă de această nu, parte de exact. istorie. Vedeți, vă spuneam că am început cu scopul de a promova meșteșugul acum 15 ani. Acum, în ultimii ani, ne-am dat seama că cel mai important rol al nostru, al meșterului, este să ne adresăm celor mici. Nu mai spun de tineri, celor mici. Astăzi, acum vin, am venit pe fugă pentru acest interviu de la școală, pentru că sunt instructor coordonator la Școala Populară de Arte din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte Neamț, Carmen Seculare Neamț. Și în fiecare zi, eu am o clasă externă la Târgu Neamț, de 5-6 ani lucrez, predau artă populară copiilor de la diferite școli. În fiecare zi mă duc la o altă școală și intru la clase la care am făcut parteneriate și predau o oră, două ore la câte o clasă, le Cum predau privesc arta copiii? populară. Foarte frumos. Cum privesc Asta copiii voiam să vă spun.
materie. Tocmai asta voiam să vă spun că pe lângă asta fac o paranteză. Săptămâna trecută iarăși am fost cu câțiva meșteri de la noi din asociație în ținutul Secuiesc, că tot vorbim despre ținuturi și fac această paranteză. Chiar vreau să menționez faptul că am lucrat cu copii de la 1-4, de la o școală de limba maghiară. Părinții, pentru al doilea an, anul trecut am fost prima ediție, anul acesta ne-au chemat din nou părinții. De ce? Închipuiți-vă că, fiind școală de limbă maghiară, părinții și copiii și cadrele didactice și-au dorit ca copiilor să învețe limba română, dar și un meșteșug. Wow! Deci, ei, da, exact, Interesant! Sfântul Gheorghe Covarna. Și acum să vă spun că copiii sunt la fel, indiferent din lumea asta. Copiii sunt ca niște bureți. Dacă îi dai bun, va crește bine. Îi dai ceva rău, crește rău, să spunem așa pe scurt, vorbind în câteva cuvinte. În momentul când noi am intrat și fiecare meșter și am modelat lut, le-am arătat tapiserii cu Nică cu pupăza sau Nică în cireș, copiii absorb toate informațiile de calitate. La fel și cele care nu sunt de calitate. Și atunci noi, adulții, trebuie să fim foarte atenți ceea ce le dăm. De ce spun că e bine să ne adresăm copiilor? Pentru că ei, ne-am dat seama că ei trebuie să înțeleagă de unde venim și cei cu rostul nostru în aceste locuri. Și cu Dacă nu atât, cunoaștem, da? da, și cu atât mai mult faptul că probabil e mult mai lejer să le predai, da, aceste Exact, meșteșuguri prin poveste. Practic, exact. tu ceea ce le exemplifici, exemplifici prin aceste personaje de poveste și Exact. automat îi duci în acea lume minunată a lor, a copilăriei. Povești, dar fac și un pic slalom și prin alte meșteșuguri, pentru că eu modelez lut la clasă. Chiar îmi spunea zile trecute, m-am întâlnit cu un bunic pe stradă și mi-a zis: Doamna de lut, când mai veniți? Și cum să spun, m-a impresionat și m-a bucurat deopotrivă. Asta înseamnă că nu trebuia neapărat să-mi țină minte numele, ci îndeletnicirea. Probabil, cum spune profa de mate, eu eram doamna de lut și m-am bucurat în sinea mea și am zis că am un sens și un rost în fața copiilor. Sunt foarte bucuroși, sunt foarte fericiți și mă uitam că deși copiii din Târgu Neamț nu sunt copii din Paris, încă la noi încă mai sunt, dau și eu un exemplu de oraș mare, sau București, deși la noi încă mai sunt festivaluri de tradiții. Iată, când m-am dus astăzi cu masca, m-am dus cu capra, m-am dus cu câteva personaje, m-am dus cu obiecte pe care le-au lucrat copiii în anii trecuți, sau m-am dus cu ea, chiar așa m-am dus îmbrăcată, pipăiau, se bucurau, adică sunt multe lucruri care ei poate îi văd o dată pe an la un festival sau se mai uită la televizor. Ei, în momentul când lucrează, altfel înțeleg. Bun, și presupun că mirarea e foarte mare și tu le vezi grimasele și ochișorii. Ei acum sunt obișnuiți cu fel și fel de jucării, tehnologii, telefoane, gadgeturi, calculatoare și așa mai departe. E, în momentul în care ei ating, cum ai spus, această ei și simt mărgeluțele, când simt acele lucrări din lut, materialul acela, cum reacționează? Cred că sunt Este o bucurie niște... pentru ei. Este o Da. bucurie și sunt copii diferiți de cum eram noi, clar, și chiar copiii de astăzi, de clasa 1, care sunt acum a 1-a, clasa 1, diferă de copiii care erau în clasa 1 acum 4 ani, de exemplu. Lumea evoluează și noi trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru. V-am zis, eu îmi plac tradițiile, dar nu trebuie să intrăm cu agresivitate. Eu chiar cu blândețe le spun la clasă: Uitați, asta este o trăistuță și le arăt. Este o trăistuță și chiar mă duc cu o trăistuță. Asta este o stofă. Puneți mâna pe ea, vedeți câtă căldură are. Sunt făcute încă de femei care țes. Încerc să-i apropii cu blândețe către meșteșuguri. Nu le Foarte spun: n-aveți voie să vă jucați cu păpușa Barbie, deși e urâtă. Să spun, din Da. punctul meu de vedere, Da, nu și trebuie ei agresivie. sunt foarte curioși, Sunt Ionela, și curioși? asta îi Exact. ajută foarte mult. Uite, pentru că m-ai făcut și pe mine extrem de curioasă și eu am nenumărate întrebări, însă trebuie să luăm o scurtă, scurtă pauză acum, Sigur. dar revenim pe Viva FM și continuăm povestea noastră frumoasă legată de meșteșuguri. Vă Revenim, aștept. Ionela.
Dragii noștri ascultători Viva FM, am revenit alături de voi la emisiunea Față în Față. O avem alături de noi pe Ionela Lungu, meșter popular din Humulești. Ionela, bine ai revenit alături de mine și de ascultătorii Viva FM. Rămăseserăm noi la o discuție frumoasă privind educația copiilor și acest transfer de date și de informații legat de meșteșuguri. Însă știi ce vreau să te întreb și cu siguranță sunt curioși ascultătorii Viva FM. Mai funcționează comerțul cu aceste produse? Mai fac bani meșteșugarii noștri? Cei care ne-au mai rămas din vânzarea acestor produse mai au loc târguri? Intrăm acum pe o discuție destul de sensibilă, pentru că încă se mai lucrează la legea meșteșugarului, am înțeles, în Parlament. Există târguri, noi am organizat aproape în fiecare an, în afară de pandemie, câte un târg de meșter popular, unde i-am selectat. În general, la târguri de meșteri, noi înșine mergem invitați la Muzeul Țăranului, de exemplu. Sunt târguri de renume unde se merge la un târg pe bază de invitație, pentru că este o selecție. Diferă târgurile de meșteri de târgurile, nu știu, sau zilele orașului, unde fiecare plătește și un loc și vinde ce are, ce vrea. Da. Nu este așa. La târgurile de meșteri, și cel puțin noi când organizăm, poate s-a văzut de-a lungul timpului cele de la Cetatea Neamț, de exemplu, că sunt zile cetății sau la zilele orașului mai puțin ne implicăm, dar cu adevărat târgul de meșter, când ni se dă Asociația Meșter Popular organizează târgul de meșter din cadrul zilelor cetății, adică avem segmentul nostru, ei încercăm și ne străduim să aducem doar meșteri a căror când pot să facă, deci vin cu marfa lor, dar să facă și demonstrații. Fiecare stand înseamnă un meșter, cu meșteșugul său, cu obiectele pe care le realizează. Chiar și aici este, ne concentrăm să fie ceramică lângă țesător sau țesătorul lângă, să fie diversitatea da. Meșteșugurilor. Adică nu este ușor de organizat, plus cortul, plus asta, nici nu ne mai spun de logistică și... Îmi imaginez, însă știi ce vreau să te întreb? Cu siguranță printre meșteșugarii, da, veritabili, cu siguranță mai sunt și acești meșteșugari, dar nu chiar meșteșugari, care vin comercianți cu fake-uri, momentul în care... Ii din tralea, știi, luate de pe da, internet, care nu sunt brodate, sunt... Ei, acolo cu acelea este riscul să apară la zilele orașului, de exemplu, unde nu există un control, înțelegeți? Aceia sunt comercianți, nu poți să-i dai afară, treaba lor este fiecare vinde ce dorește. În momentul când organizatorul și în cazul în care nouă, ca asociație, ni s-a dat, voi organizați târgul de meșteri popular din cadrul zilor cetății. Dau un simplu exemplu, da? Da. Ei, în momentul acela, noi ne asumăm responsabilitatea ca pe acel de la punctul 0 până la punctul 3, la ultimul meșter, tot să fie meșter și toate obiectele să fie realizate de ei. Adică nu e un amalgam, nu cumpără nimeni, dar nici meșterii nu pot să-și... păteze obrazul, o meșteriță de la Pipiric, da, Marinica Todici, care coase ei, păi de-aia vrea cu bucurie să-și arate iile, cum să se ducă, pentru ce? Adică un ochi, și mai este și riscul să nu mai fie primit altă dată, un meșter care își aduce lucruri cumpărate. Acum se știe, corund este poate China României, dar fiecare își ia marfa în calitate de comerciant. Dar ca meșter, și totuși să vă răspund la întrebare dacă se mai câștigă, în momentul în care la un târg de meșter, fiecare meșter are standul lui, este îmbrăcat într-o ie, dacă el se respectă pe el, atunci și el va primi respectul turistului sau celui care trece, vizitatorului. Ca bani, să știți că nu a câștigat nimeni o excursie în Dubai după un târg de meșteri. În general, banii pe care îi câștigă la un târg, în general acest meșter, îl ajută poate să mai cumpere produse, ca materiale. Materiale și pentru el. Alte produse, nu da. Te îmbogățești, nu te îmbogățești, dar este o viață foarte frumoasă. Eu vă spun că în calitate de meșter popular, este o viață frumoasă, este o bucurie să vinzi lucruri pe care tu le faci,
sau să-ți promovezi meșteșugul tău și să poți să fii la rândul tău, să inspiri pe altcineva. Acum mai sunt, că mai zâmbesc eu așa mai râd și spun, că sunt trecători care spun, da, asta știu să fac și eu, un scaunel cu 3 picioare, de exemplu, da, știu să fac și eu, spune unui lemnar. Și dacă îl întreb, dacă când ați sculptat ultima oară o bucată de lemn? Și se retrage și dă seama că a spus-o fără să se gândească, doar așa cu gândul că poate, dar e posibil ca în el să se trezească interesul de a lucra. Și este mare lucru de a-ți ocupa timpul cu timp de calitate, adică să-l faci să Da. fie un timp de calitate Și și să faci pentru ce-ți psihic. place. Da, păi da, să știți că și eu la rândul meu am început așa modelajul lutului. După ce am terminat facultatea, v-am zis, am citit. Mergeam la școală, predam mecanismul motor ca inginer la 30 de clase cu 30 de băieți și după 5 ore de predat, când veneam acasă, trebuia să mă liniștesc, nu vorbea nimeni o oră cu mine, pentru că modelajul lutului era o hrană, să spun, pentru spirit și pentru a mă liniști și a Dar este intra o într-o formă altă de lume. terapie O care formă de ajută, este terapie, folosită exact. în terapiile de genul acesta. Bun, acum ne-ai spus că nici nu prea se câștigă decât așa, cât să-ți ofere Câștigă. o mică satisfacție. Ce proiecte aveți pe viitor? Pentru că ce să facem, Ionela, timpul nu e prieten cu noi. Acum Nu și încheiem e. emisiunea. Care sunt următoarele proiecte? Proiectele ar fi destul de multe. Se apropie sărbătorile de iarnă, că ia că vara zice, a, ce o să mai fac eu la vară și vara trece, uite așa, într-o joi. Bună asta. Vin sărbătorile de iarnă, trebuie să ne apucăm cumva să facem măști pentru anul nou, dobe. Asta nu le fac eu, sunt meșteri care cunosc acest meșteșug. Eu, la rândul meu, mă gândesc să mai fac niște personaje, pentru că numai mâine, noi poi mâine, și sunt doritori care vor să facă, nu știu, de Crăciun sau de anul nou, să facă un mic cadou tradițional și trebuie să am permanent o smărănință a popii sau un păcală, ca să nu mai spun că trebuie să mă apuc și de mărțișoare pentru 1 martie, de mărțișor, că așa este cu meșteșugul. Știți cum ca și o ie, o coș în 3 luni, peste 3 luni e gata, dar ca să fie peste 3 luni gata, trebuie să o începe astăzi. Exact. Iar proiecte, încercăm în continuare să mai identificăm meșteri, încercăm să ne gândim cum putem să fim mai de folos celor care știu care au o îndeletnicire. Iată, se caută în ultima vreme ciorapi, de exemplu, șosete pentru opinci. Foarte greu găsești o bătrânică, astfel încât, de ce zic bătrânică? Pentru că cele tinere, din păcate, nu, sau sunt foarte puține cele care vor să învețe. Dar eu am credința și speranța că toate sunt ciclice. Nu vedeți că și moda este ciclică. Vine un momentul în care parcă îți vine să pui un roșie să o mănânci din curtea ta, îți vine tu să ridici o casă. Exact. Așa e și cu meșteșugurile. Eu cred că va veni vremea, deja este un meșter la Vaslui care e tânăr, are 30 de ani și țese. Ei, el știu că dă o catrință, de exemplu, cu 1.500 de lei. Înseamnă că cu cât nișa asta este mai strâmtă, cu atât Exact. câștigul poate să fie mai mare. Mai Așa că mare, da. întotdeauna le spun copiilor, indiferent ce veți ajunge în viață, căscați ochii, învățați un meșteșug, că nu se știe niciodată când poate să fie second job. Și uite, așa le Categoric, iar folosesc. meseria și ceea ce ai învățat și știi nu poate să-ți ia nimeni niciodată. Și încă o întrebare pe final, dar scurtă. Da. Din străinătate primești comenzi pentru produsele tale sau dacă sunt cei care ne-au ascultat pe Viva FM interesați, eu știu, să comande vreun cadou pentru Crăciun sau un mărțișor, unde te pot găsi? O pagină de Facebook, o... Am pagină de Facebook, Ionela Lungu, și tot ați menționat.
menționat cu străinătatea, să știți că am fost la Bruxelles, am fost la târguri organizate de asociații a românilor de acolo. Da. Și românii de acolo, dar nu numai, sunt foarte interesați de tradițiile noastre, pentru că sunt țări în care globalismul a ajuns la cote imense și ei nu mai au tradiții. Și atunci când văd un covor țesut, când văd un obiect modelat din lut, sunt foarte atrași. Sau întreabă, mi-au cumpărat cineva tapiseria Nică cu pupăza din tei, nu știa omul ce e acolo, dar i-a plăcut cum e realizat. Deci există o dorință, există niște clienți care ar dori și ar dori aceste obiecte. Sunt eu la lungul pe Facebook. Și lucrez cu copii din Grecia, să știți, sâmbătă seară, Oh, ce frumos! da, pe Frumos! Zoom. Deci promovăm Ionela, meșteșugurile peste tot. noi îți dorim, ce să spunem, putere și forță și să instruiești cât mai mulți oameni și cât ori mai mulți copii să le insufli, da, dorința asta de istorie, de meșteșug, de tot ce înseamnă aceste păpușele făcute din lut, de ceilalți colegi ai voștri din asociație, da, cu mileuri, cu șosete împletite, cu măști, abia aștept să ne vedem chiar acolo, în Humulești, să ne reamintim, da, anii copilăriei și tot ce ținea de poveștile lui Creangă, că tare Vă frumoase așteptăm cu drag. vremuri am trăit. Da. Vă așteptăm Mulțumim! cu drag în prag. Vă așteptăm în atelier, ne vizitați atelierul sau la baza cetății Neamț, am un mic stand de artă populară unde nu o să vedeți nimic chinezesc, nu am obiecte din angrouri cumpărate, ci am doar obiecte lucrate manual de la meșteri, achiziționate de la meșteri din asociația noastră. E, uite, eu promit că am să fac o vizită pentru că mă pregătesc de iarnă și am nevoie de șosete de lână. Ionela, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și de ascultătorii Viva FM. Să ne reauzim, să ne revedem cu bine și mult spor și mult succes pe mai departe. Iar ascultătorilor noștri le mulțumim că au stat și alături de noi în această jumătate de oră. Le dorim tot ce e mai bine și să ne reauzim săptămâna viitoare, dragii noștri, la emisiunea Față în Față cu Irina Zaharia. Toate cele bune!